Deci terminăm la ora 8. Mâine dimineață. Sunt foarte multe întrebări, văd aici 68. Și prin faptul că primește acordul, se mulțește cu câte... Așa? Da. Nu știu, sigur. Acum, unele întrebări se leagă de teme, altele nu. Nici nu știu cum ar fi bine să gestionăm următoarele 20 de minute pe care vreau să le acordăm acestui dialog, având în vedere că sunt așa de multe întrebări. Ce spuneți despre lucrarea lui Tony Berbece? Întrebare. Am lămurit că nu discutăm persoana cuiva anume. Noi discutăm aici idei, învățături și felul în care sunt acestea orientate. Eu pe Tony îl știu de când era student. Și felul lui de a fi și mă rog, parcă au fost și colegi, nu știu dacă voi. Așa. L-am văzut un om sincer, nu l-am văzut pe Tony altfel. Regăsesc în orientările lui mai noi ideile astea. Și asta mă îngrijorează. Asta mă îngrijorează. Și v-aș ruga la oricine le veți vedea să le sesizați. Dacă mâine le veți vedea la fratele Nelu Blie, la Biserica Emanuel din Sibiu, să ziceți și voi cum a zis Pavel. Și dacă eu aș veni să vă predic altă evanghelie, să fiu anatemă. Da. Noi trebuie să ne ținem de adevăr. Regăsesc la Tony aceste idei și cred că va trebui să fie atent dacă dorește să aibă parte de însoțirea lui Dumnezeu. Altfel, sfârșitul este decepția. Da, asta este opinia mea. Am mai văzut apoi întrebări legate și de alte persoane. Se lega o întrebare legată de, pusă de Vladimir. Cu Vladimir am fost coleg de cameră, de seminar. Puteți spune orice, dar numai cu nar nu e. Da. Deci este în afara subiectului. Așa că discuția rămâne pentru altă conferință. Ce părere aveți despre trezirea din Statele Unite, cea de la Ashbury? Salut un asemenea moment. Acolo oamenii se roagă și ceea ce m-a bucurat foarte mult și m-a încurajat să cred că este o trezire lucrată de Dumnezeu, e rezistența celor de la școală în relație cu marile personalități și mari specialiști în treziri, care și-au anunțat prezența la locul cu pricina, Facebook, spunând că merg să o mediatizeze, să o... Da, așa, așa. Nu, vreau să vă dau niște nume, ce personalități din America, specialiști în treziri, s-au dus acolo ca să facă live-uri de la fața locului și să spună că trebuie acum să fie dus în lumea toată. Cei responsabili la Ashbury au spus, domnilor, vă mulțumim, dar nu vă primim. Nu vă primim. Da. Nu e pentru live. Da. Vreți să veniți să vă rugați, problema voastră, dar nu așa se procedează. Mergem acolo noi, salvatorii, să înregimentăm această trezire. Una a fost întrebare, cum știm că e o trezire pornită de la Dumnezeu? O trezire care vine de la Dumnezeu nu are în centru niciodată personalitatea cuiva. Da. Oamenii se întorc la Dumnezeu, se pocăiesc de păcatele lor și Dumnezeu schimbă viețile. M-aș bucura și eu cred că și în bisericile noastre sunt asemenea semne, da, la rugăciunile pe care le facem, sigur. Bun. Să mai luăm câteva întrebări. Ce ne spuneți despre mișcările care pun mai presus worship-ul și muzica în schimbul rugăciunii și al părtășiei? Mă gândesc că ziceți părtășie în cuvânt, că părtășie este foarte general. Dragii mei,
Predicarea Evangheliei a fost dintotdeauna parte esențială din Biserica creștină, propovăduirea cuvântului. Vă aduceți aminte că apostolii au spus trebuie să stăruim în propovăduirea cuvântului și în rugăciuni. Și propovăduirea cuvântului ocupă un loc central. Reforma protestantă a adus această noutate, propovăduirea cuvântului. Eu am discuții cu oameni din afara bisericilor evanghelice, spre exemplu profesori de teologie din zona bisericilor ortodoxe, catolice, și ei admiră cum de în bisericile pentecostale puteți să țineți predică de o oră. Dacă am depășit 10 minute, șale. Protestanții au avut, deci de la Luther încoace, în centru adunării creștine a fost predicarea, rugăciunea și cântarea. Acum predicarea devine tot mai puțin populară. E semn de îndepărtare de Dumnezeu când predicarea cade în derizoriu și în loc secundar. Deci nu că ne place să cântăm sau că ne place să vorbim sau vrem să ne auzim vorbind. Nu despre asta e vorba. Este vorba de însăși esența spiritualității Bisericii lui Dumnezeu. Cuvântul. Credința vine în urma cuvântului și cuvântul în urma auzirii și auzirea prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Asta este esențial. Naștere din nou, transformare veritabilă, nu se poate fără cuvânt de la Dumnezeu, cuvânt revelat, care trebuie predicat. Și asta capătă centralitate. Tocmai aici ar putea să fie o chestie delicată, când, mergând dintr-o parte în alta, ne atrage stilul de închinare, muzica, în mod deosebit. Foarte mare grijă la asta. Foarte mare grijă. Muzica este adevărat, e un limbaj. Și în privința aceasta putem experimenta o anumită schimbare, o anumită dinamică. Dar foarte mare atenție să nu cumva anumite gusturi personale pentru un anumit gen de muzică să vă expună unor învățături rele. Da. Mă aștept ca cele pe care le-am spus în această zi, nu mă aștept să le interpretați. Acum hai să căutăm comunitatea din Cluj, din Sibiu, de unde o fi ea, din România, care potrivește exact având aceste trăsături pe care le-a spus astăzi fratele Nelu. Nu o să o găsiți. Nu o să o găsiți. Și de ce nu o să o găsiți? Nu o să o găsiți pentru că ceea ce eu am spus aici este sumarizarea unei mișcări, o caracterizare a unei mișcări. Tu nu o găsești unele, în locul celălalt altele, dar firul roșu care leagă ideologia este cam asta. În unele locuri oamenii nici nu sunt conștienți. Nu sunt conștienți de unde au împrumutat idei. S-au camuflat, s-au metamorfozat atât de mult încât colegi de ai noștri, slujitori, păstori, vorbesc de eliberare de blestemul generațional. Nu. Mă, dar tu știi de unde vine treaba asta? Înțelegeți ce zic? Deci au intrat, sau în muzică, muzica de la Bethel Music, tradus în limba română. Se cântă, nici nu știm că se cântă, de unde îi. Și unde e problema? Problema e la teologia acestor cântece. Trebuie să avem grijă la teologia acestor cântece. Nu neapărat linia melodică, pentru că, repet, pe linie melodică muzica este un limbaj. Dar la teologie este problema. Și aici trebuie să avem grijă, grijă maximă. Nu. Mai luăm câte întrebări? Hai să luăm mai de jos. Da. Ce să facem? Sunt foarte multe. Era o întrebare acolo. Ce părere aveți despre mersul la aceste festivaluri? Mi-a sărit așa în mers repede peste ea și nu mai văd. Cum se numea acesta care a fost aici la Cluj? Bine că nu i-am ținut minte numele. Frații mei, genul acesta de inițiative e o parodie pe ideea de evangelizare.
Dacă ieșim în public cu roa creștin și cu genul ăsta de băcer, și o fac cu tot respectul, să boicotăm asemenea întâlniri. Nu o concurăm noi cu Antold în veac și nici nu ne propunem. Agenda noastră este alta. Să aduci într-un loc, să faci ce s-a întâmplat aici, să fie o bajocoră pe spiritualitatea și biserică, oricine ar fi organizat, vă supărați. Așa ceva nu se face. Și nu trebuie să le susținem participând, nici din curiozitate. Ne ținem de Dumnezeu, de poporul Lui și pe cine dorește distracție, oricum o află. Să o caute fără noi. Nu. Ideea nu este deloc nouă, poate pentru România este nouă, dar nu e nouă în spațiul extraromânesc. Nu cred că trebuie așa să facem. Era acolo o întrebare drăguță, dacă e păcat să te duci la sală. Normal că nu. Dacă te duci mături. Ama serios vorbind. Curăția morală a unei acțiuni, în spectrul acesta noi am mai avut discuție, chestiuni legate de libertate, de conștiință și de principii. A face sport, o activitate sportivă, nu este în sine păcat. Dar dacă relația ta cu respectiva acțiune, dacă devine pentru tine o robie, dezvolți un cult al personalității pe calea asta, arătând ce macho ești tu, ce mușchi arăți, atunci e o problemă. Dar nu faptul că te duci la sală. Poți să stai și acasă, singur, să tragi de fiare. Și te autoglorifici. E o problemă. Acolo e problema, nu la acțiunea sportivă în sine. Eu, spre exemplu, la tinerețe făceam un asemenea sport și am simțit că dacă doresc să înaintez pe calea lui Dumnezeu, trebuie să-L pun pe Iisus Hristos pe locul 1. Și m-am mustrat conștiința ori de câte ori făceam antrenament. Și atunci l-am lăsat. Cum am făcut asta? Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și am simțit chemarea mai departe pentru lucrul la care mă chema. Anii au trecut și acum aceeași conștiință care mai de mult mă mustra zicând, hei, Iisus e Domnul tău. Acum aceeași conștiință îmi spune, hei, hei, ar trebui să te mai pui la o fugă. Să mai faci niște pii de mișcare, că te anchilozezi. Înțelegeți? Deci activitatea sportivă este ok, nu e o problemă. Grijă la motivațiile care vă animă. La asta, grijă mare. Cu îngăduința voastră o să mai au încă două întrebări. Le citești tu, frate Andrei? Da. Am încurcat acum. Da. Hai să luăm una așa mai de relații. Cum poate fi afectată relația dintre doi tineri care au pornit de la aceleași principii, dar pe parcurs unul dintre ei începe să aibă înclinații carismatice? Adică să, la unul să-i placă într-o parte, la unul în alta. În primul rând, eu cred că trebuie să discutați foarte serios între voi. În lumina Scripturii, valorile în care credeți. Eu nu merg până acolo încât să spun că în mișcarea neocarismatică nu sunt oameni sinceri. Studiul acesta pe care l-am finalizat, l-am încheiat cu o concluzie, în jumătatea concluziei spun care sunt părțile pozitive, lăudabile în această mișcare și apoi unde sunt problemele. Eu cred că dacă se vor aplica serios asupra problemelor și le vor corecta în lumina Scripturii, Dumnezeu poate să lase acolo binecuvântare.
cum o face ori de câte ori oamenii se întorc înspre adevărul Scripturii cu căință. Da? Deci trebuie să primim lucrurile. Adică nu să spunem, te-ai căsătorit cu o persoană care are idei din acestea, ești căsătorit în lume. Nu sărim în genul acesta de extreme. Și nici să ajungem să ne, cum să zic acum, anatemizăm reciproc. Nu. Este o abordare care trebuie făcută cu decență, cu maturitate, cu scopul de a ne întoarce spre adevărul Scripturii. Și atunci, plecând de la această bază, cu această bază în minte, având problema deja pe cărare, eu aș zice că acolo trebuie făcut dialog. Trebuie discutat și trebuie discutat și discutat. Și, în același timp, trebuie să fie luate niște decizii. Până unde ducem relația noastră dacă nu reușim să avem o înțelegere în care biserică ne așezăm după nuntă? Deci, dacă nu cădeți de acord nici cum, eu am mai văzut situații, el a mers într-o biserică, ea în cealaltă biserică, nici cum nu s-au putut potrivi în care biserică să meargă și evoluția acelei familii nu a fost cum trebuie. Când au venit copiii la care biserică au mers? Spune la care? La aia de la televizor. La niciuna. Și atunci e înțelept căsătoriile acestea care trec dincolo de, să zic, niște tipare confesionale sau granițe confesionale, trebuie să aibă clarificată de la început care e biserica în care vă așezați după căsătorie. Da? Iar aici, cu toată decența și cu toată responsabilitatea, trebuie să spun tinerilor noștri, calea nu e să vă mutați acolo. Împotrivă, calea e să evaluăm în lumina Scripturii în fiecare zi și ce este în biserica noastră și să stăm lângă poporul lui Dumnezeu. Eu am spus odată în adunare la Sibiu și aici sunt băieții martori, a spus așa, dacă vreodată eu sau frații din echipa noastră o să propovăduim altă evanghelie decât cea care este a Scripturii, să nu ne mai ascultați. Închidem biserica asta, căutați-vă loc unde să vă mântui sufletele de aici numai, dacă nu ne mai ținem de evanghelie. Și asta e valabilă pentru toți. Pentru că tu observi că e strâmbă teologia, te bași cu capul în gard, numai că ți-i drag de fată sau de fecior. Asta e un pic de... Nu? Uite, eu mă uit cu admirație la oameni care vin din... N-aș vrea să pomenesc confesiuni. Fată de la noi, nu, băiat de la noi, fată dintr-o altă biserică. Nu este din spectrul evanghelic, neoprotestant, mă rog, creștin baptiști, penticostali, altele. Eu mă mărit cu tine, dar eu la biserica la nu vin. Vrei să vii cu mine? Ești binevenit, ne căsătorim. Nu? Stai acolo. Și lui a fost dragă fata și s-o duci. Fata a zis, ok, vezi că trebuie să te rebotezi. Bine. Și atunci m-am întrebat eu. N-a fost oare slab feciorul nostru? Ce valori au avut? Ce cap de familie a putea fi? Cum? Dacă n-ai convingeri în crezul tău și așa ușor te lași dus. Pe fata m-a admirat-o. Vorbind omenești, așa. Da? Nu știu ce crede. Și au spus clar, pe mine mă dă afară din biserică dacă mă ricotite și nu vii la noi. E, vedeți, radicalism. Noi zicem că nu îl cultivăm, că ni se pare forțat. Dar la unii dă roade. Bine, și mai era o întrebare. Cum să ai grijă ca în închinarea prin cântare, prin muzică, să fii cercetat de Duhul Sfânt și nu mișcat de încărcătura emoțională pe care o au anumite cântări? Doamne, grea întrebare asta. Păi, omul are și emoții. Noi nu putem rupe închinarea creștină de lumea emoțiilor. Roada Duhului dezvoltă trăsături și pe linia simțămintelor noastre. Bucuria, pacea, nu? Astea sunt acolo. Unde aș vedea distinția între manipulare emoțională prin cântare și apropiere de Dumnezeu? Unde ar fi distinția? Distinția este în mesaj. Mesajul. Teologia acelui cântec. Acolo este esența.
trebuie să nască noi schimbări, așa cum face Evanghelia, și să ne aducă mai aproape de Dumnezeul Scripturilor. Dacă este doar o muzică așa care impresionează la nivel emoțional, dar nu are un text, un mesaj teologic care te aduce aproape de Dumnezeul Scripturilor, atunci eu zice să nu pierdem vremea. Da. Și aici am o problemă cu toate acele cântece care în locul numelui Dumnezeu pun pronumele personal. El, ea, mai nu știu cine. N-o să uit când la o conferință, era 20 și ceva de ani în urmă, ne-am adunat acolo mai mulți păstori și un frate mai în vârstă dintre cei prezenți, o foarte în vârstă, că ziceam noi că e în vârstă, dar era mai tânăr decât îți eu acum. Dar nu ziceam că e mai în vârstă. Și mie mi-a trecut de tinerețe când un polițai azi vară mi-a cerut buletinul, că am lovit eu căprioară cu mașina și eu trebuie să repar mașina după aia. Se uite la buletinul meu și la mine și zice: domnul Brie, constat că sunteți născut dintr-un an cu mama. M-a uitat la el și a zis: domnul polițist, aveți o mamă tânără. Și-o dat seama că așa. Bun. Fratele acela a zis: dați-ne un pic de cântări să văd ce repertoriu avem la această conferință. Era un grup de worship venit de nu știu unde. S-a uitat așa la cântări și a selectat o foaie și zice: cum vă numiți? Întreba pe o fată. Și fata a zis: cum o cheamă? Mai ții minte. Zice: soră, îi zice pe nume, ce părere ai avea dumneata dacă eu ți-aș dedica această cântare? Și a citat: de tine mi-e dor, aș vrea să te ating, să te simt. Niciun loc despre Iisus sau Dumnezeu. Veritabil cântec de dragoste. Normal că noi subînțelegeam că ne gândim la Iisus. Dar Gheorghe se gândește la Maria. Și iese ce nu trebuie. Da? Acolo e. Să știți că avem în tezaurul nostru românesc, spiritualitatea românească, evanghelică, cântece de mare, mare, mare valoare și profunzime teologică, care în comparație, prin comparație cu aceste dulcegării traduse din limba engleză, astea vor dăinui peste secole, celelalte dispar cu generația. O muzică fără substanță, fără așa doar, tulbură sentimentele. Mergeți la cântecele, uite, de exemplu, na, pomenesc un nume, sper să nu greșesc, nu greșesc. Amalia Dicean, am întâlnit-o acum, nu din Biserica Pentecostală. Ați zice cântări, cântă. Eu încep, mama se pocăise și mă ducea la adunare, să fie avut vreo 10 ani. Atunci am auzit prima dată cântarea Ierusalime, cetate împodobită. Și uite, scântate, acolo trebuie să mergem. La aceste valori, dările noastre, foarte frumoase, care s-au născut din suferință sau din biruințe, da? Fac apel la asta, bine? Și celelalte, lăsați-le să-și cânte fiecare neam cântările. Da. Avem valori de la care pot învăța alții. Mulțumesc foarte frumos, Domnul să vă binecuvânteze. Te-am trăit.